Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bună ziua! Nu ne-am mai văzut de multișor! Nu ne-am... Am scăpat și de ziua în care trebuia să dau flori și cadouri și bombonele și inimioare și am scăpat și pe mediul online de a vă spune tuturor la mulți ani, dar am zis oricum pe Facebook, doamnelor, domnișoarelor pe care le iubim și le prețuim și le respectăm atât de mult. Astăzi este 10 martie. Au trecut două zile de la... Da? S-au făcut cadouri peste tot în România, în lume chiar. S-au făcut spectacole, s-au organizat concerte, s-au făcut mișcări populare în stradă, s-au făcut flash mob-uri celebrând Ziua Femeii. Ceea ce e foarte bine, pentru că, încă o dată spun, le iubim, le prețuim și le respectăm de cele mai multe ori. Pe urmă a fost ziua bărbatului Cică. Da? Pentru că e foarte interesantă povestea asta. Iubim, prețuim, respectăm femeia și, pe urmă, ca în orice, trebuie să existe și o reciprocitate. Nu există alb, negru, zi, noapte, bun, rău. Ziua Femeii și... Ci că pe urmă vine ziua bărbatului, că e ziua cu 40 de pahare. Păi bre, după ziua femeii, după 8 martie, vă asigur eu că niciun bărbat nu mai are bani de 40 de pahare. Sau de 20. Sau de 5. Sau de 1. De ce? Că imediat după ziua femeii. Cu ce să mai bei 40 de pahare? Fii serioși. Păi nu, ne-am zis că ziua bărbatului este în fiecare zi din an. Ia uzi. Chiar nu știam. E mișto faza cu egalitate, nu? Da, egalitate... Nu mă bag, e o zi faină, am cântat, am concertat cu Jackpot Reloaded, Jackpot Band România, cum e de găsit pe Facebook, Jackpot Band Romania, da? Îi se spune Reloaded sau versiunea 4.1 sau versiunea nouă sau noua formulă. Trupa se numește în continuare Jackpot și e de găsit pe Facebook Jackpot Band România. Am cântat, vă spuneam, de 8 martie la Casa Veche, acolo unde concertăm de fiecare dată aproape, când ne mai întâlnim. Ce am mai făcut de 8 martie? Cam atât. Nu vreau ce să vă povestesc, am cântat. Asta e sigur, am ajuns acasă la 1:30 de noapte, fără să pot vorbi. Și nu pentru că am băut sau alte alea, ci pentru că am cântat, da? Și după am stat treaz până la 4 dimineața, că, na. Și pe urmă a trecut ziua de 8 martie, a trecut ziua de 9 martie și a venit ziua de astăzi, de 10 martie. În sfârșit pot să intru și eu. S-a inaugurat în 1855 linia telegrafică București Giurgiu. Pe urmă, în 1871, față de continuarea manifestărilor antigermane, Carol I convoacă guvernul și ia hotărârea de a părăsi țara chiar a doua zi, renunță la ideea abdicării cu condiția constituirii unui guvern care să obțină votarea bugetului și să rezolve problema concesionării căilor ferate. Guvernul liberal condus de Ion Ghica demisionează, Lascăr Catargiu își ia răspunderea noului guvern. În 1876, pe 10 martie, Alexander Graham Bell a făcut cu succes primul apel telefonic, spunând: domnule Watson, vino aici, am nevoie de tine. Primul apel telefonic a fost foarte gay. Este? Domnule Watson, vino aici, am mare nevoie de tine. În 1906, și pe urmă a descoperit femeia, pe 8 martie anul următor, a descoperit telefonul și nu l-a mai lăsat din mână de atunci. În 1906 a avut loc catastrofa minieră de la Curiers, în Lens, în Franța. Cred că așa se citește, pentru că vă repet a 300-a oară, nu știu franceză. În 1920, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române hotărăște ca în ziua Înălțării Domnului să se oficieze slujba parastasului și pomenirea eroilor în toată țara. Pomenirea eroilor va fi însă interzisă din 1948. În 1927 a fost înființată Societatea de Chimie. Tic, 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 tic. Uite, un cadou de 10 martie făcut de Statele Unite japonezilor. În 1945, bombardierele americane au aruncat aproape 2000 de tone de bombe incendiare asupra orașului japonez Tokyo, distrugând mari părți din capitala Japoniei și ucigând peste 100.000 de civili.
Vorbim de țara asta care invadează toate țările din lume pentru că acolo se petrece un genocid, da? Sau o anumită formă de oprimare a populației, da? Aceeași țară face chestia asta acum. Bun. În 1974, echipa de handbal masculin la România a câștigat campionatul mondial după ce a învins în finală echipa RDG-ului cu scorul de 14-12, a devenit pentru a patra oară campioană mondială. Vă spuneam la handbal, cine s-a născut, să le spunem la mulți ani. Astăzi e ziua lui Chuck Norris. Mai am citit o chestie foarte interesantă, că Chuck Norris a ales ziua de 10 martie să se nască pentru că i s-a părut o zi frumoasă. Da, el nu s-a născut că a vrut măsa. De altfel, nici n-a fost născut de maică sa, ci a fost născut de o mătușă, pentru că n-a avut nimeni curajul să flirteze sau să facă sex cu mama lui, că știau ce o să iasă. Iarăși, Chuck Norris nu împlinește o vârstă, da? El nu împlinește niște ani, el împlinește cât vrea el, a decis. Se spune că în adolescență Chuck Norris s-a bătut cu Superman. Când erau ei mai mici, Chuck Norris s-a bătut unul la unul, da, mano a mano cu Superman. Cel care pierdea trebuia să poarte chiloții peste pantaloni pentru tot restul vieții. Chuck Norris, se mai spune despre el că el când face flotări nu își împinge corpul în sus, ci împinge planeta în jos. Tot despre Chuck Norris se spune că s-a uitat în soare timp de 10 ore și până la urmă soarele a clipit primul. Apropo, de ce ați sesizat o mică pauză acolo? Da, tocmai mi-a făcut o vizită și mi-a zis să nu mai râd de el. Deci a intrat prin cameră. Chuck Norris poate face orice. Deci să-i spunem la mulți ani, măi, animalule. Nu, așa zice Ion Iliescu. Nu, ăsta e de-a lui Ion Iliescu, care și el împlinește o vârstă. Am primit, de fapt, o vârstă, tot așa pe care o alege el. Deci, la mulți ani, Chuck Norris, omul care ne-a adus multe filme, omul care ne-a adus arte marțiale, omul care s-a bătut cu Bruce Lee în filmele, mi se pare că Enter the Dragon sau ceva de genul ăsta. Dimitrie Sturza Miclăușanu s-a născut și el tot pe 10 martie, dar în 1833, dacă vă sună cunoscut numele, uitați-vă la Miclăușeni. Țarul Alexandru al III-lea a Rusiei s-a născut și el la 1845. Carl Ludwig de Habsburg-Lorena, fiul al împăratului Carol I al Austriei, s-a născut în 1918. Hai că sar repede peste. Teodor Meleșcanu s-a născut în 1941. Osama Bin Laden s-a născut în 1957. Presupus decedat în 2011, zic presupus pentru că hai să fim serioși, fost șef al grupării teroriste Al-Qaeda. Sharon Stone, născută în 1958, actriță americană. Nenec Cherry, în 1964, Cesonia Postelnicu, actriță română, în 1968, și Carrie Underwood, cântăreață americană de muzică country. Cine a murit? Cine a murit? Prințesa Lilian, ducesă de Holland, în 2013, Jean Giraud, senator francez, în 2012, Frank Rowland, chimist american și laureat al premiului Nobel în 2012, Gheorghe Baba, zugrav de biserici, tatăl pictorului Corneliu Baba, în 1953. Astăzi este ziua mondială a rinichiului. Da? Nu știu dacă există o parte din corpul uman, exceptând penisul, care să n-aibă o zi mondială. Eu aștept cu interes ziua mondială a mucului. Ziua mondială a cerii din ureche, a luceara din ureche. Ziua mondială a cucului, frate. De ce să n-aibă și el, că plau să-i spunem la mulți ani de ziua lui. La mulți ani penisul, că este ziua mondială a rinichiului. Eu sunt convins că rinichiul nu știe de chestia asta și că nici nu-l interesează, da? Da? Ziua mondială cu hei, la mulți ani rinichiul, și celălalt se supără. Păi, dar de ce numai lui? Că ai doi. De ce nu e ziua mondială a rinichilor? Care-i rinichiul care face astăzi anii? Stângul sau dreptul?
Știți desenul la care a apărut pe internet de 8 martie? Nu mi-ai luat flori de 8 martie, dar umbli cu doi rinichi. A, te-ai plâns că n-ai bani, dar ai doi rinichi. Apropo de 8 martie și de, da, tipul care avea și el câte două chestii a rămas cu doi rinichi în continuare, dar nu știu dacă mai are testicule, la fel, tot două, pentru că povestea este încălcită cu asta de la vasul lui, de asta zic, e periculos, frate. 8 martie a devenit din ziua care celebrează delicatețea, ziua care celebrează sexul slab. Slab, da? Trăim într-o perioadă de timp în care sexul slab aproape că, nu că aproape, a devenit sexul puternic, există o mișcare încă destul de serioasă de care râde o lume întreagă, care se numește mișcarea feministă, de care râde o lume întreagă, inclusiv eu. Și nu din cauza că feministele sunt nașpa, ci din cauza că o anumită categorie a feministelor răscu capul, frate. Eu apreciez și susțin egalitatea între sexe, sexuri, sexoase, da? Susțin egalitatea foarte bine, chiar vă rog. Au să aștept cu interes să ridic o femeie de pe scaun ca să mă așez eu. De ce? Pentru că e egalitate. Deci, la revedere, bici, ridică-te și lasă-mă să stau. Da? Pentru că e egalitate. Și eu să aștept cu interes o femeie, să văd o femeie cu sacul de ciment pe umăr lucrând în construcții. Pentru că egalitatea asta e cu skepsis. Da? Egalitatea este bună. Foarte bine. Cum spunea și nu știu ce senatoare, la modul serios, nici măcar nu sunt ironic sau sarcastic. Chiar pe bună, egalitatea între sexe trebuie. Deci că suntem oameni toți. Avem aceleași organe, exceptând. Da? În rest avem aceleași organe. Și gândim la fel, vorbim la fel, iubim la fel, simțim la fel. Da? Și este logic să fim egali în orice. În orice. Da, femeile nasc. Este modul în care le-a făcut pe ele natura. Și sunt convins că fără un bărbat, n-ar naște. Că nu-s amiba. Deci, egalitatea asta e cu skepsis, da? Și vă spuneam că sexul slab, prin mișcarea asta feministă de care râde o lume întreagă și nu din cauza feministelor, ci o anumită categorie a feministelor care duc mișcarea asta la absurd și ies niște tâmpenii de te plictisești, sexul ăsta slab devine foarte, foarte puternic, ceea ce este foarte bine. Atât de puternic încât sexul slab, cum îi spunem noi, unii, eu prefer să le spun delicat, nu slab, nu este un sex slab femeia. Cel feminin, din potrivă, este foarte puternic, e mai puternic decât bărbat, o femeie mai puternică decât bărbații de 100 de ori. Psihic măcar. Da? Și devine atât de puternic încât ajunge să fie mai puternic decât bărbatul. Sexul slab, decât sexul puternic, da? Și s-a văzut la vas lui. O femeie a reușit să-l lase, să-i smulgă lui. De fapt, ăla și-a smuls singur pentru că mișcarea lui a fost să se apere. Ea l-a apucat de... Da? Și el instinctiv s-a mișcat. Urmarea a fost că s-a mișcat rău. Corect? Dar de ce vorbesc eu despre egalitate? Urmăriți mișcarea de... Mișcarea feministă. O să vă placă. Mișcarea feministă... Hai să nu... Am zis că nu pot să le pe toate în același lighean. Că n-ar avea rost. Sunt anumite... O anumită categorie, sale care sunt și feministe, surâte cu spume și toate frustrările lor din cauza asta, pentru că e mai ușor să bagi în tine 70 de hamburgeri și să spui că bărbații îți vinovați că nu te apreciază la adevărata ta valoare, da? Decât să ieși și să alergi pe o bandă o jumătate de oră pe zi ca să te menții în formă. E mai ușor să dai vina pe greutatea ta corporală, pe faptul că te-ai făcut cât o jită și să dai vina pe bărbați că sunt niște porci, pentru că nu apreciază frumusețea ta interioară când tu transpiri grăsime, decât să ieși și să alergi, să duci un stil de viață cât de cât apropiat de sănătos. Bărbații sunt vinovați. Mai văd pe internet o tipă care ține un carton în față, ea are 200 de chile. Astea sunt în mare reprezentantele, da? În mare, zic. Un carton, o hârtie, că asta e moda acum să stai, uite așa, cu o hârtie pe care să scrie un mesaj. Bărbații nu ar trebui să aibă drepturi. Feminist power. Cine să-ți mai facă fată hamburgerii? Da? Cine să-ți aducă chipsuri și 3 kg de maioneză la micul dejun?
Cineva trebuie să facă, cine o să te ajute să te ridici din pat? Când ai 200 de chile și nu te poți mișca decât pe baza unei cărți. Și bineînțeles că vorbim de femeile din tipele astea din Statele Unite, că acolo ceva e în apă, probabil, sau în aer. Da? Că am văzut feministe și în România și pot spune că am avut o discuție foarte interesantă, mergând pe ideea, bă, nu vorbim de feminism, că bărbații trebuie să dispară de pe fața pământului, ci de faptul că feministele lucrează pentru egalitatea în drepturi. Cu care, am spus, sunt foarte de acord. Egalitate în drepturi și în obligații, în șanse, foarte adevărat, în carieră, dar și în obligații. Sunt pentru egalitate. Dați-i înainte. Sunt pentru, și aici o să-mi ridic oamenii în cap, eu, de felul meu, sunt, cum se spune, pro-choice. Da, știți că oamenii se împart, în ceea ce privește sarcina, în două categorii. Pro-life și pro-choice. Nu știu, în română, cum să le zic, pentru viață și pentru posibilitatea de a alege. Eu sunt pentru posibilitatea de a alege. O femeie este stăpână pe corpul ei. Fără discuții. Eu sunt stăpân pe corpul meu. Am decis să fumez, să beau și să abuzez de corpul meu în niște moduri în care alții nici nu și-ar imagina. E al meu și am decis pentru el. Da? O femeie are corpul ei și mi se pare normal să decidă pentru el. Pentru corp. Are posibilitatea să o aleagă ce vrea să facă. Deci sunt pentru. Lăsați femeile să fie egale în drepturi cu bărbații. Serios. Nu? Dar de aici până la bărbații nu ar trebui să aibă niciun drept, bărbații sunt niște animale și așa mai departe. Aia vorbim de niște proști, frate, niște persoane care într-adevăr n-au creierul la ele. Cum sunt ăștia din oamenii de știință din Arabia Saudită, m-au amuzat dimineața și după aia m-am ofticat puțin și după aia m-am amuzat și mai mult, care au spus că într-adevăr putem considera femeia un mamifer, dar nu și o ființă umană. E zile lor de egalitate în drepturi. În caz că vrei să vezi cam câte chile are un bolovan de pe stradă, o piatră, un macadam, o bucată de piatră cubică, când tu ești îngropată până aici în pământ cu mâinile legate la spate și în urlul tău se strigă, în jurul tău se strigă, se urlă Allahu Akbar, da? Și ți-ai niște bolostânci din alea la ureche, ai să vezi egalitatea în drepturi cam cum arată. Da? Femeia este un mamifer, dar nu o ființă umană. Am încheiat citatul. Mergeți acolo, surorile mele. Și vorbiți de egalitate în drepturi. Că nu, voi practic vă promovați produsul acolo unde nu trebuie. Da, ok, nu sunt la fel de multe femei ca număr, statistic vorbind, față de bărbați în funcții de conducere. Am înțeles ideea. E de lucrat. Nu spune nimeni că suntem o societate perfectă. De fapt, dacă vorbim de societatea română, e departe de a fi normală, dar aminte perfectă. Ușor, ușor, o să ajungem și acolo. Dar nimeni nu propovăduiește pacea în paradis. Te duci și propovăduiești pacea și iubirea într-o zonă de conflict. Deci a fi feministă în România e la fel de inutil ca un cui înfipt în anus. Nu te ajută, să vrei să-și agăți un tablou de el. Nu te ajută cu nimic. În România, de exemplu, se lucrează deja pe planul ăsta. Mergeți și fiți feministe într-o țară în care femeile chiar nu au drepturi. Da? Misionarii, apostolii, discipolii lui Iisus, nu i-au propovăduit lui Iisus creștinismul, că era inutil. S-au dus în alte țări și au luat-o pe cucoașa, au murit toți, au devenit martiri și sfinți. În țări în care nu existau creștini. Dar s-au dus și au schimbat ceva în țările alea. Știu, parabola este exagerată, dar merită făcută, da? Deci a fi feministă într-o țară în care se lucrează pe planul ăsta e inutil. Luați matale, surorile mele, toate țările în care femeile nu au niciun drept, mergeți în India, da, unde e violul la ordinea zilei, mergeți în Thailanda, mergeți în Indonezia, unde femeile sunt puse să lucreze ca prostituate de la 7 ani, 8 ani, 9 ani,
Da? Mergeți, matale, în Orientul Mijlociu, unde femeile nu au drepturi și sunt atât de obișnuite cu chestia asta încât nici nu au nevoie de drepturi sau de egalitate, lor le convine foarte mult și o să vedeți că sunt femei din zona respectivă care vă vor spune să nu vă băgați, că nu vă privește și că ele sunt foarte mulțumite de situația în care se găsesc. Mergeți acolo și propovăduiți feminismul și drepturile și egalitatea în drepturi. Că nu are rost aici. Aici se lucrează deja. Am plecat de la, dacă vă vine să credeți, Ziua Mondială a Rinichiului. Da? Vedeți cum merge emisiunea asta? Plec de la una și ajung. Ia. Patronul Brădet, Marius Badea, a declarat miercuri corespondentului Mediafax că a anunțat anunțul Institutului Cantacuzino, potrivit căruia brânza nu a fost cauza îmbolnăvirii copiilor, este cea mai bună veste pe care a primit-o și a precizat că nu are de gând să dea în judecată pe nimeni. Foarte bine. Nu chestia asta mi-a atras atenția, ci un alt aliniat pe care l-am și pus de altfel pe Facebook. Și vă rog să facem o analiză pe text împreună. Institutul Cantacuzino a anunțat rezultatele analizelor făcute în cazul copiilor din Argeș, Sibiu și Bacău îmbolnăviți cu E. coli, stabilind că profilul genetic al tulpinilor de E. coli izolate de la pacienți din brânza de la Brădet și din carnea de pui nu sunt identice. Ceea ce exonerează cumva firma Brădet. Da? Dar eu nu pot să pricep o chestie. Deci E. coli pe care l-au găsit, care i-a îmbolnăvit pe copiii ăia, nu e același E. coli cu E. coli găsit în brânza ăstora. Deci brânza are E. coli, dar nu e același. Ăsta e alt E. coli, e mai, cum, mai blând? Nu, da? What? Ok, firma Brădet, băi, deci există confuzii mai mari și controverse care se creează degeaba în declarații mai mari decât în România? Pe undeva? Deci mai întâi iese ministrul agriculturii și dă cu ciocanul în firma asta Brădet. Pe urmă spune că vine ăștia de la nu știu ce institut care spun că nu există dovezi care să lege firma Brădet de îmbolnăviri. Nu există dovezi. În continuare se dă în firma Brădet. Firma Brădet începe să aibă niște pierderi imense. Lanțul de supermarketuri Profi a decis să retragă din magazine produsele de la lactate Brădet. În urma anunțului ANSVSA că în brânza de vaci produsă de această companie a fost depistată bacteria E. coli. Deci ei au început să piardă deja Brădetul. Profi și-a retras din magazine produsele Brădet. Deci, iese ministrul agriculturii, hai să recapitulez. Spune că ăștia au E. coli. Vine mai târziu ANSVSA-ul care zice că nu există dovezi. Brădetul începe să piardă. Vine Institutul Cantacuzino. În urma anunțului prin care Brădetul s-ar putea să nu fie vinovat de îmbolnăvirile copiilor, ministrul agriculturii nu-și dă demisia. Nu intervine o dezmințire și o cerere de scuze publică a ministrului agriculturii pentru faptul că a lovit în imaginea unei firme private pe care o poate duce chiar la faliment, dacă nu putea să-l ducă pe om chiar la pușcărie. Lăsăm la o parte. Vine acum Institutul Cantacuzino și spune că s-a stabilit că profilul genetic al tulpinilor E. coli izolate de la pacienți din brânza de la Brădet și din carnea de pui nu sunt identice. Deci produsele alea aveau E. coli. Doar că nu, prin șansă, probabil, nu alea i-au îmbolnăvit pe copii. Ok, întrebarea rămâne. Ce i-a îmbolnăvit? De unde a venit? Adică, în continuare, sunt produse pe piață infestate care îmbolnăvesc copiii, doar că nu știm de unde sunt. Ok, nu-s de la Brădet. Am înțeles. Brădetul a vândut produse infestate
infectate sau cum dracu se cheamă, da? Pentru că spune clar aici, profilul genetic al tulpinilor de E. coli izolate de la pacienți din brânza de brădet și carne de pui nu sunt identice. Da? Există și în produsele astea, doar că nu-i tulpina la fel. Ok, ce se întâmplă cu brădetul în continuare? E infestată sau nu e infestat produsul lor? Da, conform declarației. Da? Doar că nu e produsul care i-a îmbolnăvit pe ăia. S-ar putea să fie produsul care îi îmbolnăvesc pe alții. Dar nu pe ăia. S-a stabilit. Ok, înțelegeți ce zic? Ok, care este produsul care i-a îmbolnăvit pe copiii ăia? Că ei nici acum n-au stabilit. Institutul Cantacuzino anunță că au fost prelevate 3 tulpini umane, obținute de la 3 copii din Argeș, Sibiu și Bacău, diagnosticați cu infecție de E. coli tip VTEC026, da? La care s-au adăugat 6 tulpini de E. coli O26 prelevate dintr-un lot de brânză de la Brădet și din carne de pui. Tulpinele de la copii sunt diferite între ele, confirmând așteptările întrucât nu erau indicații de înrudire epidemiologică a cazurilor respective și diferite de cele din brânza de car și carne, din nou confirmând întrucât nu existau date... Ua? Deci, în continuare, ei nu știu ce i-a îmbolnăvit pe copii. Bine, E. coli! E. coli! Da? Dar de unde a venit? Între timp s-a terminat imaginea unei firme. Se lucrează în continuare la distrugerea imaginii unei firme, pentru că nu-i așa, produsele lor sunt în continuare infestate. Nu știu dacă mai sunt infestate, cum spunea Dan Vasiliu, cred că în momentul ăsta firma este cea mai bine controlată din punct de vedere medical firmă din țară. Da? Dar apare că produsele de la Brădet au avut E. coli, doar că din fericire pentru patron, nu este tulpina, nu este aceeași bacterie care îmbolnăvește pe copii. Piu. Nu s-au îmbolnăvit din cauza mea. Da? Lanțul de supermarketuri Profi a decis să retragă din magazine produsele de la lactate Brădet. Sincer, acum ar fi momentul să cumpăr de la ăștia. De ce? Pentru că în continuare citesc pe Dan Vasiliu. Ăștia sunt cei mai controlați în momentul ăsta, că au produsele cele mai bine puse la punct. Păi stau cu frica în sân, de aia. Și totuși, ce i-a îmbolnăvit pe copii? De unde au venit produsele? 49 de copii la nu știu ce grădiniță sunt toxi-infecție alimentară, pentru că nu e așa, un angajat avea nu știu ce problemă cu mâinile. Nu produsele. Angajatul respectiv, gata, l-au scos și pe ăsta. Se aruncă foarte repede cu piatra. Pa 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 pa. Există un job la stat, prin job mă refer la servici, da? Job, serviciu. Jobul de la stat recompensat cu 5.000 de lei pe lună și mașină de teren. E, vă sună bine? Plus posibilitatea de a face alte 10 de mii de lei într-un fel sau altul. Despre ce vorbim? Este vorba de gardienii pădurilor. Hai, mă lași! Serios, gardienii pădurilor? Asta e cea mai bună glumă pe care am auzit-o anul ăsta. Și au trecut niște luni de la începutul anului. Asta, de departe, e cea mai bună glumă. Aș crede cu lacrimi dacă n-ar fi de bocit cu hohote. Gardienii pădurilor, dă-i așa? După ce guvernul a dat liber, l-a tăiat, așa zise, păduri, sus numitele păduri. Guvernul a dat liber, l-a tăiat și l-a exportat, sus numitele păduri. Guvernul înființează corpul gardienilor pădurilor, care să păzească, tu știi exact ce, că nu a mai rămas mare lucru de păzit, dar le plătește pe asemenea sus, de asemenea sus numitele persoane gardieni păduri, cu 5.000 de lei pe lună. Vor fi... Cât sunt? 617 persoane care vor sta în jurul unui copăcel cu mașinile de teren. Că atât a mai rămas, un copăcel. Bă, nu-i de râs? România nu este țara tâmpiților? Ba da! Nu este România țara deciziilor idiote? Ba da!
Jobul de la stat recompensat cu 5.000 de lei plus mașină de teren. Tot ce trebuie să faci este să fii unul din gardienii pădurilor. În paralel, deputații de la Comisiile pentru Agricultură și Muncă au vizat favorabil înființarea acestei instituții. Cu această ocazie, parlamentarii au majorat lefurile autorităților aflate în subordinea Ministerului Mediului. Care din acești 617 gardieni ai pădurilor va vinde primul contra unei sume frumoase copăcelul pe care trebuie să-l păzească? Aștept votarea voastră și opiniile voastre pe pagina noastră de Facebook Roman24 online. Pentru că mor de curiozitate. 617 oameni viitori mituiți care vor lua 5.000 de lei de la stat și o mașină de teren cu care se plimbe prin pădurile țării și viitori 617 posibili corupți. Nu, pentru că nu-i dai unui om o pădure întreagă să aibă grijă de ea și el să nu o vândă cuiva. Bă, dar tu să poți nevere neamitică, bă, dă-mă și pe mine, uite, ia de aici 10 milioane, lasă-mă și pe mine, frate, să tai niște copaci, că vine iarna și îi vând cu 30 de milioane. Da, dar să nu se vadă, ia știu mai din mijloc. Că, serios, ei, ăștia vor fi gardienii pădurilor. Avizul favorabil dat de deputați cu privire la înființarea gărzii forestiere vine la pachet cu o surpriză pentru angajații Ministerului Mediului. Ei vor primi mai mulți bani în cazul în care acum câștigă mai puțin decât polițiștii pădurilor. Pentru că există și polițiști ai pădurilor. Aveți și niște gardieni ai pădurilor. Și o să mai trebuiască niște hai să mă mai gândesc, niște paznici ai pădurilor și pe urmă niște supervizori ai pădurilor, după aia o să fie ochiul maro a pădurilor, da? 21 de milioane începătorii până la 5.000 de lei cei experimentați. Marin Anton, membru în Comisia pentru Agricultura Camerei Deputaților, răspunde: da, tot nivelul de salarizare care a fost propus și aprobat la funcționarea gărzii forestiere s-a preluat și pentru celelalte unități din Ministerul Mediului. Era incorrect ca un comisar de gardă forestieră să aibă un anumit nivel de salarizare, iar un comisar de gardă de mediu să aibă altă salarizare. Garda pădurilor are prevăzute 617 posturi deocamdată, dar este posibil ca numărul polițiștilor pădurilor să crească în timp. 500 de posturi sunt deja ocupate, dar oare de ce? Păi uite, de exemplu, dacă s-ar face 617 posturi de profesori la țară, ar rămâne 617 posturi de profesori la țară neocupate timp de un an, cel puțin. Păi de ce? Pentru că un profesor la țară ia 10 milioane pe lună, cu greu. Și umblă prin hârtoape cu cizme de cauciuc până la gât și îl mușcă noaptea câinii și ziua îl bat oamenii care vin de la crâșmă sau de la biserică. Garda pădurilor, din 617 posturi, 500 le-au ocupat deja. Da, și mă întorc la titlu, 5.000 de lei pe lună plus mașina de servicii de teren, care nu o să fie aro, da? Candidații au trecut de un test psihologic și urmează să-l dea și pe cel de competență profesională. Testul psihologic a fost ceva de genul 5.000 de lei și tu trebuie să rămâi nemișcat. 10.000 de lei și tu trebuie să rămâi nemișcat. Trebuie să reziști cât mai mult psihologic ca să ridici suma. 50.000 de lei. E, hai, 50.000, gata, nu mai ridă încoace. Da? Pentru un hectar de pădure tăiată. Are cineva încredere în garda asta a pădurilor? Simpla înființare a unei gărzi a pădurii, gardienii pădurilor, în condițiile în care cei care au înființat gardienii pădurilor vând pădurea, are cineva încredere în autoritatea oamenilor ăstora? Sau vorbim doar de niște bani dați unei instituții, pentru că trebuie să existe și instituția aia? Sunt niște bani pe care oamenii ăștia iau ca să închidă ochii.
Mie așa îmi dă chestia asta. Deci nu pot eu să spun, băi, ia taie tu toată pădurea, hai că îți dau voie să o tai și să o iei, pe partea altă spun, băi, înființez corpul gardienilor pădurilor ca să-l verifici pe ăsta. Asta ce înseamnă? Că ăsta mi-a dat niște bani, dar aș vrea să-mi dea mai mult, dar nu mai pot forța pentru că am deja niște bani luați de la el, atunci înființez garda asta ca să-l forțeze pe ăsta să-mi dea niște bani mai mulți. Ca să taie totuși în continuare pădurea. Care este competența profesională a unui gardian al pădurilor? Ei nu vor avea arme. Da? Agenții gărzii forestiere vor primi uniforme și mașini de teren dotate cu girofar și GPS. Nu vor avea arme, însă vor fi însoțiți în misiuni de polițiști și jandarmi. Care este mai exact competența profesională a unui gardian al pădurilor? Să știi unde-i nordul? Ești horticultor? Știi care-i copacul bolnav? Ești un, cum se cheamă, un de-asta, cum e mă, că la show-ul ăla, The Dog Whisperer, vorbești cu copacii? Îți spun copacii, pădurea îți spune noaptea ce o deranjează? Care este competența profesională a unui gardian al pădurilor care să fie plătită cu 5.000 de lei pe lună plus dare în folosința unei mașini de teren care cu siguranță nu va fi aro? Trebuie să mergi prin pădure fără armă folosind doar un girofar și un GPS și să te bați cu cei cu care îți fură copacii? Tu nu ai armă. Care-i competență? Ești competența profesională, acolo intră să fii campion, să ai centură neagră la Kwankido, să bați suta de metri în 5 secunde pe teren accidentat. Se referă și la animale, adică ești pădurar, ai grijă de populație, de faună? Dacă n-ai armă, cum poți să ai grijă de faună? Ce, te duci la urs și îi spui, bă, te doare stomacelul, ai mâncat un lup care a fost defect, a expirat? Cum? Care-i competența profesională a unui gardian al pădurilor? O competență atât de mare încât să fie plătit mai bine de 3 ori aproape decât un profesor universitar. Întreb. 5.000 de lei pe lună înseamnă 50 de milioane. Deși nu-mi place să fac comparația, omul ăsta e mai bine plătit decât un militar care a luptat în Afganistan, care s-a dus acolo ca mercenar, s-a dus pentru câștig. Dar totuși, care este competența profesională a unui gardian al pădurilor? Și vă întrebați cum de în mai puțin de o săptămână s-au ocupat 500 de posturi din 617 disponibile. E logic! Pentru bani, 5.000 de lei pe lună? Sună bine a dracului, frate! O român... O româncă a căzut într-o găleată cu ulei încins. Imaginile sunt terifiante. Cu cine? Cu femeia căzând într-o găleată cu ulei încins sau cu o femeie proastă ca noaptea care s-a așezat cu fundul într-o găleată cu ulei încins? Cum? Nu proastă ca noaptea, poate putea să aibă și Harvardul făcut. Neatentă. Neatentă. Imagini terifiante. O româncă a căzut într-o găleată cu ulei încins într-un restaurant McDonald's. Aproape tot ce în titlul ăsta îmi sare un timpanul, da? O găleată cu ulei încins, una la mână. O găleată cu ulei încins la McDonald's, pentru că nu e așa, ulei încins stă în găleță acolo, îl găsești oriunde. Cum intri în restaurant, dai de o găleată de ulei încins. De fapt, angajații de la McDonald's pun deasupra ușii găleți cu ulei încins. Când deschide ușa,
Aia cad în cap și toată lumea se amuză și tu, 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 și baloane și... Da, bun, aici nu vorbim de clienți, aici vorbim de o tipă din spatele barului sau a counterului, cum îi zic ăștia, da? Care mergând ea, există niște imagini pe internet, trece pe lângă o găleată cu ulei încins. O găleată din plastic, din câte se vede. Ceea ce ridică altă întrebare. Încins, plastic. O găleată de ulei încins din plastic. Tipa alunecă, ea alunecă piciorul chiar lângă găleată, cade cu curul în așa zisa găleată, sus numita găleată. Arsuri de gradul 3. Nașpa, nasol, urât, da, corect? O găleată cu ulei încins la McDonald's, pe podea, în drum. Și tu nu o vezi. Și cazi în ea. Tocmai am văzut al treilea, al patrulea cuvânt în știre, care mă lămurește. Românca Angela Buză, trei cuvinte până acum, manager. E logic că habar n-are ce se întâmplă în magazin, pentru că e manager și român. Asta înseamnă că s-a rupt cu totul, s-a detașat total de partea în care se și muncește. Ca toți managerii din România aproape. Ți-a dat Dumnezeu titlul de șefie, te desprinzi cu totul de partea în care prostimea lucrează. Nu mai știi ce se întâmplă acolo, nu mai e problema ta. Cineva va veni să-ți dea raportul la tine în birou. Din când în când, pentru că ești nevoit să și ieși de la muncă, treci și pe lângă praful ăla pe care îl numești angajat. Al patrulea cuvânt m-a lămurit. Românca Angela Buză, manager al unui restaurant McDonald's din sud-estul orașului Melbourne, din Australia, a suferit arsuri grave la mâini la picioare. E logic de aia că sunt într-o găleată cu ulei încins. E manager. Dacă știa, dacă era angajatul de jos și ar fi pus găleata aia acolo, ar fi fost treaba ei să facă treaba asta, ar fi știut că e o găleată cu ulei încins și nu ar fi căzut în ea. Dar așa, manager fiind, întâmplarea a făcut că a trecut și pe lângă găleata aia. Din filmare se vede cum femeia alunecă și se lovește de o găleată plină cu ulei încins. Băi, lovește, e impropriu spus, chiar a căzut în găleata aia, am văzut filmul. Incidentul a avut loc în noiembrie 2013, da, dar fiind presa din România, îl prezintă în 2016. Clipul a fost postat recent pe internet, ea a suferit arsuri de gradul 3 și a avut nevoie de numeroase grefe de piele. Măi, e nașpa, într-adevăr, e nașpa, nasol să cazi în ulei încins sau în apă, să te opărești, e urât. Logic, cu cafeaua de dimineață, dacă o bei și fierbinte, te arde la, te frige la limbă și e nașpa. Pe 3 martie, judecătoarea Fiona Heide a hotărât să amendeze proprietarul restaurantului cu $65,000, acesta scăpând însă de o condamnare, spun cei de la 9news.com.au. Era mișto să amendeze pe managerul restaurantului, care era, ghiciți cine, tipa care a căzut cu fundul în găleata. 65.000 de dolari australieni. Și a luat probabil o pereche nouă de pantofi. Vă spuneam că anul 2015, anul 2016 și probabil și anul 2017 până în 2020 vor fi anii în care tot ce în jurul nostru este brusc periculos. Brânza pe care o mâncăm este periculoasă, de parcă E. coli n-ar fi existat și înainte. Nu spune nimeni că suntem noi mai fragili și că depindem de medicamente atât de mult încât propriile noastre corpuri dau kicks. Da? Eșuează lamentabil proprii noștri anticorpi în a-și face treaba. Tot ce este în jurul nostru este periculos și ne poate ucide. Dacă mă uit la mai mult de 100 de ani în urmă, aceleași alimente, în probabil aceleași condiții făcute, că țăranul român nu cred că mulge vaca acum diferit față de acum 100 de ani. Sau oile. Am lucrat și în stână și să mulg oile alea la fel ca acum 100 de ani.
și știu ce mizerie e și știu cât rahat de oaie e în laptele ăla până când trece prin tot felul de site și așa mai departe, da? Totul se face în România că noi s-am stat pe loc. Tehnologic vorbind, noi n-am venit cu nimic nou, da? Totul la noi, în materie de mâncare, se face ca acum 100 de ani. Gospodinele acasă împăturesc sarmalele tot cu mâna și mai tușesc, le mai curge din nas, mai intră un fir de păr, le mai curge din mătreață. De ce? Pentru că și acum 100 de ani era la fel. Și nu spune nimeni că noi, organismul nostru, a devenit mai slab pentru că depindem de medicamente ca să trecem de pe zi pe alta. Spunem, în schimb, că mâncărurile ne omoară. Nu, mâncărurile și condițiile de viață la români, cel puțin, au rămas în marea lor majoritate la fel ca acum 100 de ani. Oamenii de la țară fac nevoile tot în fundul curții. Oamenii de la țară trebuie să iasă să-și taie lemne cu mâna ca și acum 100 de ani. Mulți dintre noi stau încă la lampă pentru că nu-i curent electric, ca cu 100 de ani. Copiii merg până la școală 10 de kilometri pe jos prin pădure, ca cu 100 de ani. Că de-aia spuneam pe net zilele trecute, noi suntem daci adevărați, frate. Într-adevăr, noi ne tragem din daci, se vede. De ce? Pentru că trăim ca pe vremea lor. Mulți dintre noi, nu noi, când zic noi, mă refer la noi, ca români, nu noi, eu am partele de toate, da? Copiii merg spre școală, vă spuneam, porcii mistreți coboară și mănâncă la marginea orașului, urșii intră în sate ca cu 100 de ani și ți ia oaia din ogradă, animalele se mulg ca cu 100, 150, 200, 300, 500, 1000 de ani, tot cu mânuța, da? De aceiași oameni care au aceeași igienă precară, care se cacă în fundul curții și se șterg cu ziarul Libertatea sau cancanul la fund. Da? De ce? Pentru că nu au alte condiții. Au rămas aceleași ca acum 100-150. Este, hai să nu ne ascundem după deget, nu suntem cea mai dezvoltată țară din lume și nici intenția să o dezvoltăm nu există. Decât în orașe, în mediul rural, condițiile au rămas aceleași. A apărut televiziunea, a apărut internetul, a apărut curentul electric. Condițiile de igienă și mentalitatea au rămas ca acum 150 de ani. Și nu spune nimeni că noi, practic, mâncăm aceleași chestii, dar corpurile noastre eșuează lamentabil în a ne ține în siguranță. Folosind în exces, nu în exces, sau pentru fiecare porcărioară, un medicament, corpul tău ajunge să depindă. Nu să știi ce să facă data viitoare când te dă o răceală peste tine și tu n-ai băgat 57 de aspirine deja, corpul tău nu o să știe ce să facă. Că l-ai obișnuit cu 57 de aspirine. De fiecare dată când îți curge puțin năsucul, ha, bagă niște cevauri. Da? Și corpul tău nu mai știe ce să facă. Medicamentele sunt bune. Ok, am înțeles. Te ajută. Îl ajută să-și facă treaba. Dar când îl obligă să nu mai facă el nimic, e ca un copil pe care îl ții într-un cărucior cu rotile, deși el nu este bolnav. Se atrofiază picioarele alea mușchii. Trebuie să-l lași să lucreze din când în când. Da, suferi 3 zile, îți curge nasul, te ustură ochii, dar nu mori, frate, într-o răceală. Și acum tot ce e în jurul nostru este brusc, devine periculos pentru noi. Nu devenim noi mai slabi. Tot ce e în jurul nostru e mai periculos. Joggingul, alergatul, e periculos. Da? Pe asta nu v-am spus-o, o să fac, cred că în fiecare zi, câte ceva ce este periculos, brusc pentru noi. Dormitul cu fața pe pernă, pe partea stângă, bine, am arătat dreapta, dar înțelegeți voi, pe partea stângă, cu așa, este periculos. Că nu știu ce se întâmplă cu acidul gastric, cu sucurile gastrice. Să stai pe budă, puțin cocoșat ca să te uiți telefonul, folosirea telefonului mobil în timp ce îți faci nevoile, treaba mare pe WC-ul, este periculos că îți afectează coloana vertebrală. Cititul poate fi periculos pentru că îți poate dăuna vederii. Alergatul poate fi periculos. Da? Chirurgul ortoped Vlad Peredescu oferă câteva sfaturi demne de luat în seamă înainte de alergat. Este bine să faceți o ușoară încălzire articulației, da, logic.
Ar fi recomandat să mergeți rapid pe jos preț de câteva minute. Ideal ar fi să practicați acest sport de 2-3 ori pe săptămână. Dacă sunteți începători, trebuie să alergați pe suprafețe plane. Nu, frate, eu mă gândeam să alerg într-o roată. De aia ca hamsterii. Să alerg în ea. Cum să n-alergi pe o suprafață plană? Plată. Evitați străzile aglomerate și intersecțiile. Bun, până acum nu a spus nimic de jogging că e periculos. Până acum a spus doar că omul care vrea să facă jogging e periculos pentru el însuși. Alergarea poate supra-solicita articulațiile genunchiului. De aceea se recomandă să purtați încălțăminte cu talpă moale care va permite mobilitatea piciorului și totodată va atenua șocurile. Bă, frate, eu când ies la alergat, de obicei ies în bocanici de munte, de aia țintați, da? Nu mi-au pantofi sport, Doamne ferește, niște tenis ceva cu talpă moale. Ies cu bocancii de munte, cu rucsacul în spate. Mi-e ușor să alerg așa. Indicat este să alergați pe pământ. Oa, cum? Dar unde, Doamne iartă-mă, mai poți să alergi? Pe lună n-a mai mers nimeni de 78, cred că. Iar pe Marte, contrar tuturor părerilor generației tinere, nenea ăla care apare pe Marte, ăla e un film, nu-i pe bune. Da? Mai poți să alergi pe stația spațială, internațională, dar acolo alergi degeaba, că n-ajungi nicăieri. De ce? Că stai pe loc. Da? Indicat este să legați pe pământ și nu pe asfalt. Acesta din urmă fiind mult mai dur. Nu și în România. Nu și în România, unde asfaltul este mai moale decât nisipul fin de la malul mării. De unde știu? Păi se vede. L-ai pus, trec două zile, deja-i varză. Asfaltul din România este mai pretențios decât coaja de ou. Este foarte indicat ca în timpul alergării să călcați corect pe pământ sau asfalt. Îmi pare rău că nu pot să mă ridic să vă arăt cam cum alerg eu. Eu când alerg, eu pun picioarele așa. Da? Mi se pare mie mult mai ușor. Că de ce să calc corect? Corect ăsta e un termen relativ. O fi corect pentru el, da? Dar eu când alerg, ori țin picioarele așa, ori așa, da? Ori alerg în genunchi. Bine, nu pot să vă arăt că stau pe scaun, da? Ci că este corect, este normal. E foarte important ca în timpul alergării să călcați corect pe pământ. Dar când ești la alergat, cum poți să calci altfel? Te arunci în genunchi din când în când? Conform One.ro, un studiu britanic a indicat că alergarea ușoară poate prelungi viața. Păi tocmai mi-a spus că e periculos. Unele persoane simțindu-se revigorate, mai vesele sau într-o stare generală mai bună după o sesiune de exerciții. Potrivit unor noi studii însă, alergatul în exces poate să fie dăunător pe termen lung. Păi nu alergați pe termen lung, alergați pe termen scurt. Gen un sfert de oră. Alergi pe termen scurt, frate. Alergatul în exces poate să fie dăunător pe termen lung. Tot ce e în jurul nostru vrea să ne omoare. Nu știu de ce, inclusiv jogging-ul. Rămân în partea asta a studiilor, pentru că urmează un subiect care m-a amuzat teribil. Cercetătorii, da, au învățat două maimuțe să controleze cu mintea un scaun cu rotile. Unui profesor Xavier din X-Men, probabil. Prototipul se bazează pe tehnologia Brain-Machine Interface. Nu e IBM, e BMI, care este destul de invazivă. De ce? Pentru că e controlul realizat prin intermediul unor mici electrozi neurali care sunt implantați în creierul animalelor. Băi, hai să gândim o chestie. Să spunem că ai un om invalid, nu-și poate mișca picioarele, foarte nașpa, urâtă stare și nu o doresc nimănui. Ce faci în momentul ăla? Cea mai bună soluție e să-i bușești și creierul. Îi bagi niște electrozi în el. Da? Noi nu știm ce face creierul. Cercetătorii de atâta vreme nu știu cu ce se ocupă creierul. Care-i menirea lui? Care zonă
Bine, eu sunt răutăcios acum, nu, altceva vreau să spun. N-au reușit maparea creierului, da? Sunt zone total necunoscute, zone albe pe harta creierului. Nu știe nici dracu ce se întâmplă acolo. Corect? Cea mai bună soluție care este când ești invalid și nu-ți poți mișca picioarele? Deci intenția este foarte bună. Băi, să-ți poți controla scaurul cu rotile, că dacă ești paraplegic, cum, nu știu, nu-ți poți mișca mâine, nu poți mișca picioarele, măcar mintea, frate, o ai liberă și aia te poate mișca pe tine, da? Dar sunt zone albe în creier, pe harta creierului, ca să mă înțelegeți ce vreau să spun, care n-au fost mapate, nu știe nimeni ce se întâmplă acolo. S-ar putea la fel de bine acolo să trebuiască ceva stimulat? E ceva ce nu funcționează, da? Și să te facă să mergi. Zic că n-am de unde să știu. La fel de bine poți atinge un punctuleț acolo care să te facă să fii Dumnezeu. Să miști obiectele cu mintea fără să fii conectat la electrozi sau să citești gândurile altora sau să poți să levitezi. Creierul, presupun eu că nu folosim 13% din el degeaba și restul e un mare mister, creierul presupun că poate să facă și chestia asta. Și eu am o teorie, eu nu știu dacă e neapărat personală, poate mai sunt și alții care gândesc la fel, că noi suntem reminescența... Hai să nu spun reminescența, urât. Noi suntem partea involuată, total, aproape de maimuță, a unei civilizații care era atotputernică. Oameni care, într-adevăr, puteau să facă orice. Orice. În timp a intervenit revoluția tehnologică și am început să depindem din ce în ce mai mult de tehnologie. Ca să comunicăm unii cu alții, am început să vorbim la telefon. Da? N-am mai fost nevoiți să ne naștem cu capacitatea de a comunica unii cu alții. E teorie, poate e tâmperie, dar mie îmi place să cred că într-o perioadă am fost foarte deștept și că noi acum se fac proști ca noaptea. Suntem nevoiți să ne uităm la un ecran ca să putem vedea ce se întâmplă în altă parte, când am putea, sau probabil că puteam, să știm ce se întâmplă într-o altă parte a lumii. O conexiune comună, globală, da? Ei, și au reușit cercetătorii ăștia, ca să mă întorc, să facă două maimuțe, să controleze cu mintea un scaun cu rotile. Ceea ce este într-adevăr o realizare, dat fiind că în ziua de astăzi, în 2016, încă nu-i poți face pe unii să coboare, să ridice capacul de la budă când merg să facă pipi. Și vorbim de oameni. Cercetătorii au reușit să facă două maimuțe să controleze cu mintea un scaun cu rotile. Unii nu sunt capabili și nu-i poți învăța, umani fiind, să tragă apa după ei. Da? Este o mare reușită pentru electrozii ar trebui băgați în capul tuturor. Și atunci îi programezi pe toți să aibă 7 ani de casă din prima. Tehnologia BMI a fost folosită în trecut în Japonia cu succes pe un șobolan care a învățat să controleze prin intermediul acesteia un vehicul. The Ratman este cunoscut, n-au reușit să-l ia și înapoi pentru că ăla s-a transformat într-un supererou, șobolanul. Maimuțele au învățat în mai puțin de o zi să se descurce cu scaunul cu rotile. Puse într-o încăpere, cele două animale au reușit să ducă scaunul prin puterea minții la un bol cu fructe. Bine, ajunse la bolul cu fructe, n-au știut mai departe ce să facă pentru că toți electrozii ei le-au bușit creierul cu totul. Dar ideea este că au reușit să meargă până la bolul cu fructe și acolo... Dă, și acum ce? Oamenii de știință speră că această tehnologie să fie adaptată pentru a fi folosită pe oameni. Dacă într-o bună zi mergeți pe stradă și vedeți că lângă voi trage o mașină de curse și din ea iese un șobolan, hei, salut! Nu intrați în panică, e ăsta din Japonia, care face înconjurul lumii și urmează să-i vedeți și pe maimuțurile ăștia doi, cu scaunul lor cu rotile, ajungând la un bol cu fructe fără să știe ce trebuie să facă mai departe. Cred că mă apropii de finalus. Ia să vedem cât arată busola, da. Nu mai iau de politică, vreau să vă zic că l-au scăpat pe Rizea, cum dracul îl cheamă, bineînțeles, că l-au scăpat, că a scăzut câștigul salariar mediu net și brut, da? Și o să închei cu ăsta foarte scurtuț, ca să vă enervați și voi, liderul Jobbik, știți Jobbik, nu?
Partidul Aprost din Ungaria. România ar trebui să-și schimbe Constituția pentru a oferi autonomie maghiarilor, a spus domnia sa. Lucru pe care n-am intenția să-l comentez, declarații pe care nu vreau să o comentez. Nu comentez. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, în schimb, și rămâne să ne vedem mâine, dacă nu se întâmplă nimic deosebit, la altă ediție a 24 de titluri. Mâine e vineri. Nu! Mâine ne vedem la retrospectiva săptămânii cu colegul și prietenul Dan Vasiliu. Toate bune! Data viitoare!